38 de tone de deșeuri plastice ilegale, care aveau ca destinație o societate comercială de pe teritoriul țării noastre, au fost descoperite în portul Constanța weekendul trecut. Deșeurile erau încărcate în containere și veneau din Marea Britanie. Autoritățile spun că anumite rubrici din anexele prezentate la controlul vamal nu erau completate, iar societatea importatoare avea autorizația de mediu expirată. Deșeurile au fost oprite de la intrarea în țară și vor fi returnate la societatea exportatoare din Regat. Pentru încercarea de introducere în țară a plasticelor, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru import ilegal de deșeuri și vor lua măsurile legale ce se impun.